Macromoleculele Am văzut în lecția trecută ce sunt moleculele. Dacă în spațiul cosmic întâlnim elemente în stare atomică, în special pentru că spațiul cosmic este foarte rarifiat și atomii nu se pot întâlni pentru a se combina în molecule, planeta noastră este formată din diferite substanțe. Cele care formează sau provin din materia vie și reprezintă o clasă specială de substanțe. Ce anume diferențiază compușii organici de orice alt compus din univers? Mai numim compuși organici și derivați de carbon, pentru că într adevăr toți compuși organici au în compoziția lor atomi de carbon. Dar ce face carbonul să fie atât de special încât să fi făcut posibilă viața? De ce nu există o chimie cu compuși complexi pe bază de oxigen, de exemplu, sau de fier? Răspunsul vine din ceea ce am vorbit în lecția despre molecule. Structura atomică a carbonului este foarte specială. El se află în poziția extrem de privilegiată de a avea un nucleu cu 6 protoni și 6 sau 7 neutroni și 6 electroni dispuși pe două nivele. Pe ultimul strat sau nivel energetic, la limita exterioară a atomului, carbonul are 4 electroni și ar mai avea nevoie de încă patru pentru un strat complet, stabil energetic de 8 electroni. Fiind și un atom micuț, se poate combina foarte ușor cu aproape orice alt atom, dar mai ales se poate combina cu un alt atom de carbon. În acest fel, atomii de carbon se leagă între ei și pot forma lanțuri lungi în care fiecare atom de carbon, cu excepția celor din capete, se leagă de alți doi atomi de carbon și mai are loc de încă doi atomi. Organismele vii au nevoie de aceste lanțuri lungi pentru a construi schelete de susținere, sisteme de hrănire și de eliminare a deșeurilor. În esență, orice organism viu este o mică uzină, o construcție complexă. Cum se construiesc însă aceste molecule extrem de lungi, numite macromolecule sau polimeri? Simplu. Din unități de bază, mici, legate între ele, precum ochiurile atunci când tricotăm. Două molecule mici identice sau diferite se leagă una de alta, apoi de a treia și așa mai departe lanțul crește până când ajunge de ordinul sutelor sau de ordinul miilor de unități. O să dau doar câteva exemple din aceste molecule extrem de lungi care fac posibilă viața. Ținem minte că elementele de bază ale unui polimer se numește monomer. Cel mai abundent polimer organic de pe pământ este celuloza. Ea este formată din sute, uneori mii de unități mici de zaharide, molecule foarte asemănătoare cu cele care formează zahărul. Ea este o componentă de bază a peretelui celular al plantelor. Rumegătoarele, adică vacile, și termitele pot digera celuloza. Oamenii nu. Noi ne folosim însă de structura ei extrem de rezistentă pentru a produce hârtie, mătase artificială sau celofan. Un alt tip de macromolecule organice sunt proteinele. În cazul lor, unitățile de bază nu mai sunt identice, ci doar similare și se numesc aminoacizi. Un aminoacid este o moleculă organică complexă, dar micuță, și intră în componența tuturor celulelor vii. Există doar 20 de aminoacizi ce intră în componența proteinelor. Dintre aceștia, 8 sunt denumiți esențiali, pentru că nu pot fi produși de organismul uman și trebuie aduși din exterior prin alimentație. Aceste cărămizi se leagă între ele formând lanțuri lungi care se răsucesc mai apoi în forme complexe, precum lână în niște gheme largi. Poziția diversilor aminoacizi pe un lanț lung și vecinilor dar și poziția lor specifică în spațiu, în interiorul ghemului sau în afara lui, dau proprietățile specifice ale proteinei și o ajută în funcția pe care o îndeplinește în organism. Unele proteine ajută procesele metabolice, altele ajută la replicarea ADN-ului, unele dau structură celulelor sau organismelor, iar altele transportă molecule dintr-un loc într-altul. ADN-ul, acidul dezoxiribonucleic, este principalul instrument prin care organismele vii și cei mai mulți virus transportă informația, adică instrucțiunile genetice, pentru dezvoltarea, funcționarea, creșterea și reproducția lor. ADN-ul este o moleculă formată din două lanțuri lungi de polinucleotide care se răsucesc unul în jurul celuilalt pentru a forma o dublă elice ca o scară lungă și răsucită. Așa cum spune și numele, Unitățile din care se formează aceste lanțuri lungi se numesc nucleotide. Ordinea precisă în care sunt aranjate ele pe lanț este extrem de importantă. Există doar patru nucleotide, adenozina, timina, guanina și citozina. Ele se prescurtează de obicei cu inițialele lor, A, T, G și C. Iar descifrarea unui lanț lung de ADN este o înșiruire de litere. Cele patru nucleotide au și o caracteristică specială. Ele se pot lega între ele, două câte două, față în față, formând treptele scării. Astfel, adenina nu se poate lega decât de timină, iar guanina doar de citozină. În acest fel, fiecare din jumătățile spiralei este copia în oglinda celeilalte. În momentul reproducerii unei spirale de ADN, o proteină va veni și va separa, tăind ca o foarfecă, cele două jumătăți ale spiralei, iar alte proteine vor începe să reconstruiască copii fidele ale lanțurilor separate. În acest fel, în urma un acestui proces care se numește replicare, se vor obține la sfârșit două spirale de ADN identice între ele și identice cu spirala de la care s-a pornit. După cum vedeți, lanțurile de polimeri organici sunt cheia și codul de bază al tuturor organismelor vide de pe pământ. Nici organismele unicelulare, nici balenele albastre nu pot exista fără ele, iar lanțurile de polimeri organici nu ar putea exista fără structura extrem de versatilă a atomului de carbon.